Bun găsit! Dragii mei, în cadrul acestei ediții am să discut aspectele celeste, astrale, ce vor avea loc în săptămâna luni 13, duminică 19 noiembrie 2023. Luni. Evenimentul celest esențial este oferit de conjuncția lunii cu soarele de pe zodia Scorpionului, marcând, astfel, fenomenul de lună nouă. Acest marcaj astral ne vorbește de noutăți, schimbări și reforme. Berbec. Puteți rezolva cu succes o chestiune ce ține de un împrumut sau de un ajutor financiar. Din păcate, vi se prezintă și un risc mai semnificativ de accidente, așadar fiți ceva mai prudenți. Taur. Deosebit de susținuți astrologic vor fi îndeosebi acei nativi ai zodiei care încep astăzi o nouă relație de cuplu. Este o zi foarte prielnică și pentru aceia care se lansează într-o nouă afacere sau întreprindere. Gemeni. Puteți resimți o schimbare majoră în planul sănătății. La locul de muncă, foarte probabil, veți întâmpina situații și posturi noi. Este o zi de bun augur și pentru activități domestice. Rac. Este posibil chiar să vă îndrăgostiți în această zi. Este o zi foarte favorabilă, mai ales pentru doamnele, ce își doresc un copil, având parte de o susținere astrală puternică pentru a lucra pe această direcție. Leu. Foarte avantajați astral vor fi îndeosebi acei nativi ai zodiei care se mută astăzi la casă nouă. Este o perioadă de bun augur și pentru a vă reforma raporturile cu familia. Fecioară. Veți comunica într-un mod mai convingător și interesant. Puteți primi și o veste destul de importantă. Nu este o zi de bun augur pentru învățătură sau memorare. Veți avea parte de succes la drumuri scurte. Balanță. În această zi vă puteți descoperi unele talente, abilități, capacități sau competențe foarte speciale. Totodată vă puteți găsi și o nouă sursă de venit financiar. Scorpion. Astrele vă relevă renoiți, proaspeți și cumva și purificați. Este o zi chiar de foarte bun augur pentru a încerca schimbări fundamentale în viața dumneavoastră. Săgetător. Pentru astăzi vi se relevă o foarte bună regenerare și echilibrare de ordin emoțională untric. Puteți încerca și să renunțați la vreun viciu ori la vreo patimă. Capricorn. Puteți câștiga prietenia sau protecția unei persoane importante pentru destinul dumneavoastră. Aveți o zi fastă pentru reuniuni și întâlniri de grup. Vă puteți dezvolta și un nou ideal în viață. Vărsător. Este o zi de foarte bun augur, mai ales pentru cei nativi care realizează, în această perioadă, mari schimbări profesionale. Vi se mai relevă și o consolidare în planul imaginii publice. Pești. Aveți parte de o zi foarte norocoasă pentru călătorii în străinătate, îndeosebi spre meleaguri pe care nu le-ați mai vizitat. Este o zi potrivită și pentru a vă dedica unor cercetări de ordin intelectual sau chiar și spiritual. Marți. Unghiul celest dominant este redat de opoziția Soarelui de pe Scorpion cu planeta Uranus în retrogradare de pe Taur. Acest aspect astral ne vorbește de primejdii, excentricitate și necazuri. Berbec. Vi se relevă un risc destul de semnificativ de accidente, deci fiți ceva mai grijulii. Mai sunt posibile și unele pierderi neașteptate sub raport financiar. Taur. Optați pentru mai multă armonie, înțelegere și toleranță în relația cu persoana iubită. Vi se mai pot relefa și unele dificultăți destul de serioase în afaceri. Căutați să vă temperați pornirile impulsive și irascibile. Gemeni. Fiți ceva mai atenți cu sănătatea, îndeoseb când vine vorba de probleme ce țin de inimă, piept, coloană vertebrală sau spate în general. Din păcate, puteți resimți și o stare mentală ceva mai agitată. Rac. Puteți întâmpina unele evenimente destul de supărătoare în viața amoroasă. Vi se mai pot releva și unele probleme destul de serioase în relația cu proprii copii. Atenție și în relația cu prietenii. Leu. Vi se relevă un risc cam înalt de conflicte cu un bărbat cu autoritate și influență din familie. Sunt posibile și unele stricăciuni legate de mediul fizic al căminului. Nu este o zi prielnică nici pentru mutări majore în ceea ce țin de carieră. Fecioară. Feriți-vă în a lua mari decizii în această zi, existând riscul să optați pentru o abordare cam greșită. Fiți și ceva mai echilibrați și politicoși în comunicare. Grijă la drumuri mai lungi. Balanță.
Vă recomand mult mai multă înțelepciune și ponderație în cheltuieli. Aveți parte și de un risc ceva mai semnificativ de accidente cumva mai curioase. Scorpion. Evitați să vă arătați mândri, vanitoși ori dramatici. Optați pentru mai multă modestie, temperație și onestitate. Nu este o zi de bun augur nici pentru afaceri. Săgetător. Vă puteți arăta cumva mai retrași și însingurați. Mai puteți atrage și dușmânia voalată a unui bărbat mai influent. Totodată mai puteți releva și unele probleme de sănătate destul de neobișnuite. Capricorn. Puteți intra în conflict cu un prieten mai important. Planurile voastre de viitor pot cunoaște unele piedici. Totodată și în dragoste vi se pot prezenta unele întâmplări foarte stranii. Vărsător. Vi se poate ivi un conflict destul de aspru cu șeful, fiind necesar să vă arătați ceva mai diplomați și concilianți. În plus, vi se mai poate relefa și o problemă mai ciudată legată de un părinte. Pești. Puteți primi o veste mai neplăcută despre sau de la un bărbat mai matur, de la mare distanță. Nu este o zi de succes nici pentru călătorii mai lungi. Căutați să fiți și ceva mai clar, limpezi și fideli în discurs. Miercuri. Unghiul astral reprezentativ este oferit de sextilului Mercur de pe Săgetător cu Venus de pe Balanță. Această aspectare astrologică ne vorbește de elocvență, amiabilitate și tact. Berbec. Aveți o zi prielnică pentru drumuri și călătorii mai lungi. Mai puteți primi și o veste mai interesantă de la mare depărtare. În viața maritală veți resimți foarte multă tandrețe, afecțiune și prețuire. Taur. Veți obține o izbândă într-o chestiune ce ține de un împrumut, de un ajutor financiar, de o restituire, ori chiar de o moștenire. Vi se mai înfățișează și o probabilă remediere în ceea ce ține de sănătate. Gemeni. Vi se arată o zi de succes pentru afaceri, negocieri și contracte. Și comunicarea cu persoana iubită va fi extrem de bună. Totodată veți fi și mult mai populari, carismatici și atractivi, fiind destul de constant în centrul atenției publicului. Rac. La ce o veți munci într-un mod mai rapid, eficient și inteligent. Puteți primi și unele vești destul de pozitive legate de starea dumneavoastră de sănătate. Veți relaționa fantastic de bine cu o femeie mai tânără din familie. Leu. Veți comunica mult mai bine cu persoana iubită, putând soluționa cu claritate unele probleme importante din viața de cuplu. Totodată veți fi și cumva mai pozitiv în judecată, în idei. Fecioară. Vi se preconizează discuții de bun augur cu familia. Totodată este o zi potrivită și pentru a plănui schimbări importante legate de mediul fizic al casei. Astfel vă mai relevă și un mic succes financiar. Balanță. Aveți parte de o zi extraordinar de fastă pentru studiu, examinări și drumuri scurte. Vă veți arăta și cumva mai afectivi, romantici și gentili. Scorpion. Aveți o zi bună pentru discuții legate de bani. Vă mai puteți descoperi și potența și unele talente de ordin comunicațional, literar sau comercial. Puteți avea parte și de o escapadă sentimentală discretă. Săgetător. Vă veți arăta cumva mai isteți, adaptabili și elocvenți. Mai puteți câștiga și prietenia ori amiciția unei femei foarte frumoase, tinere și elegante. Capricorn. Veți relefa o intuiție extraordinar de bună. Se poate să aflați un secret chiar foarte valoros. Vi se mai arată și o potențială avansare în carieră. Vărsător. Puteți câștiga prietenia unei persoane mai tinere, foarte comunicative și inteligente. Aveți o zi fastă și pentru studiu, evaluări și călătorii în străinătate. Pești. Este o zi cu noroc pentru discuții și negocieri legate de carieră. Vi se mai preconizează și o doză mai înaltă de notorietate. Mai puteți fi și beneficiarii unui ajutor financiar semnificativ. Joi. Aspectul astral definitoriu este redat de quadratura lunii de pe Săgetător cu planeta Neptun în retrogradare de pe Pești. Această aspectare astrologică ne vorbește de încurcături, confuzii și ciudățenii. Berbec. Puteți primi o veste mai nefavorabilă despre sau de la o femeie mai în vârstă, de la mare depărtare. Nu aveți parte de o zi cu noroc pentru călătorii pe distanțe lungi. Mai puteți relefa și o stare psihică cumva mai neașezată, tulburată. Taur. Puteți resimți o stare de spirit cumva mai volatilă și frământată. Nu este o zi indicată pentru împrumuturi. Un prieten bun al dumneavoastră poate intra într-o încurcătură destul de curioasă. Gemeni.
Din nefericire, vi se pot relefa unele ipostaze mai dezamăgitoare în viața maritală. Nu este o zi fastă pentru treburi de ordin practic și pragmatic. Iarăși, nu luați nici decizii majore sub raport profesional. RAC. Puteți întâmpina unele mici dificultăți în relația cu o colegă mai matură la locul de muncă. Totodată vi se pot relefa și unele minore probleme de sănătate. Din păcate, nu aveți o zi cu noroc pentru drumuri mai lungi. Leu. Vi se pot relefa unele mici probleme în viața romantică. Nu este o zi cu spor, nici pentru speculații de ordin financiar. Totodată vi se mai arată și un risc mai semnificativ de accidente, cumva mai ciudate, așadar fiți ceva mai atenți. Fecioară. Fiți mai grijulii în relația cu o femeie mai matură din familie. Totodată mai puteți resimți și o stare afectivă cumva mai abătută și anxioasă. Nu aveți, sub nicio formă, o zi pozitivă pentru afaceri mai importante. Balanță. Puteți comunica într-un mod mai puțin eficient și elocvent. Nu este o zi indicată pentru studiu, evaluări și călătorii. Mai puteți avea parte și de unele probleme de sănătate cumva mai neobișnuite. Scorpion. Vi se pot releva unele mici probleme legate de bani de resurse. În dragoste vă puteți aștepta la unele evenimente mai stranii. Nu este o zi de bun augur nici pentru activități speculative majore. Săgetător. Astele vă arată cumva mai inconstanți, instabili și mofturoși. Încercați să fiți ceva mai disciplinați, stabili și pragmatici. Este o zi cam nepotrivită și pentru munci legate de casă și de familie. Capricorn. Puteți resimți o stare emoțională cumva mai tensionată, agitată și confuză. Încercați să vă mai relaxați și odihniți. Fiți ceva mai clar și tranșanți în comunicare. Vărsător. Vi se pot relefa unele mici neînțelegeri în relația cu o prietenă mai netate. Încercați să fiți mult mai organizați și raționali când vine vorba de gestionarea banului. Pești. Aștrii zilei vă preconizează o zi mai puțin propice sub raport profesional-social. Totodată, astfel vă arată și ceva mai hipersensibil, oscilanți și idealiști. Vineri. Unghiul astral determinant este oferit de trigonul Soarelui de pe Scorpion cu planeta Neptun în retrogradare de pe Pești. Acest aspect celest ne vorbește de misticism, credință și imaginativitate. Berbec. Puteți rezolva cu brio o chestiune importantă ce ține de un împrumut ori de o restituire. Vă veți arăta și cumva mai ambițioși și mai determinați. Veți mai relefa și o intuiție grozavă, uneori chiar profetică. Taur. În viața de cuplu veți avea parte de ipostaze intense și pasionale. Este o zi de bun augur și pentru afaceri, înțelegeri și soluționări de litigii. Mai puteți obține și prietenia sau protecția unei persoane cumva mai enigmatice. Gemeni. Vă puteți îmbunătăți major relația cu colegii la locul de muncă. Vi se mai relevă și o ameliorare importantă în planul general al sănătății. Veți fi considerați și cumva mai misterioși și mai spiritual de către public. RAC. Aveți parte de o zi excelentă pentru distracție, relaxare și destindere. În dragoste s-ar prea putea să realizați o cucire fantastică, uluitoare. Vi se mai relevă și o doză mai înaltă de credință și de spiritualitate. Leu. Vă puteți baza pe susținerea fermă a unui bărbat mai influent din familie. Este o zi fastă și pentru a vă implica în proiecte mari legate de casă. Veți mai beneficia și de o protecție împotriva marilor accidente. Fecioară. Veți comunica într-un mod mai elocvent și strălucitor. Puteți primi și o veste bună despre sau de la un bărbat cumva mai matur. Aștrii zilei vă mai relevă și o împlinire tandră în viața de cuplu. Balanță. În această zi puteți obține un rezultat financiar chiar minunat. Totodată veți fi și foarte competenți, abili și talentați. Aveți parte de indicii mai bune și în planul sănătății. Scorpion. Astele vă relevă cumva mai viguroși, capabili, demni, spectaculoși și dominanți. Vi se mai preconizează și o zi tandră și sensibilă în plan romantic. Săgetător. Aștrii vă arată cumva mai creativi și meditativi. Vi se mai relevă și unele evenimente împlinitoare în viața familială. Puteți resimți și o dispoziție cumva mai nostalgică. Capricorn. Puteți obține prietenia ori protecția unui bărbat mai influent și respectabil. Veți fi și cumva mai liberali și progresiști în judecată.
veți comunica cu cei din jur într-un mod mai afectiv și simbolic. Vărsător. Vi se preconizează un succes încântător în planul carierei. Puteți câștiga și respectul și admirația superiorilor ierarhici. Totodată mai puteți avea parte și de șansa unui câștig material nesperat. Pești. Este un moment foarte bun pentru studiu, evaluări și călătorii mai lungi. Mai puteți primi și o veste minunată de la mare distanță. Astele vă relevă și cumva mai spirituali, caritabili și enigmatici. Sâmbătă. Marcajul astrologic central este redat de conjuncția Soarelui cu planeta Marte de pe zodia Scorpionului. Acest eveniment astral ne vorbește de forță, capabilitate și ambiție. Berbec. Astele vă arată mult mai ambițioși, determinați și tari. Fiți, însă, ceva mai atenți cu datoriile. Aveți un risc ceva mai înalt de accidente, așadar fiți mai atenți. Taur. Vi se preconizează niște tendințe mai conflictuale în viața de cuplu. Aveți grijă și la potențiale probleme cu legea. Nu este zi cu noroc nici pentru afaceri. Gemeni. Puteți resimți unele potențiale probleme de sănătate legate mai ales de inimă și de sistemul circulator. La locul de muncă vă veți arăta foarte harnici, capabili și implicați. Rac. Veți avea parte de succes în mai toate cele ce țin de concursuri, întreceri și competiții. Totodată veți avea o zi chiar împlinitoare și în viața romantică. Leu. Vi se poate releva un conflict cu un bărbat cu putere și cu autoritate din familie, însă aveți o zi chiar fastă pentru munci legate de ipostaza domestică. Fecioară. Veți comunica într-un mod deosebit de energic, dârs și inspirațional. Puteți primi și o veste mare despre sau de la un bărbat mai influent și prestigios. Balanță. Vă veți arăta extrem de ambițioși când vine vorba de bani și de resurse. Totodată, în această zi, vă veți relefa și cumva mai competenți, talentați și capabili. Scorpion. Astele vă arată foarte ambițioși, viguroși, capabili, pasionali și luptători. În aceste zile veți avea parte de un succes mai mare pe mai toate planurile vieții. Săgetător. Ar fi indicat să vă păziți mult mai atent când vine vorba de probleme cronice de sănătate. Totodată mai puteți atrage și dușmânia secretă a unui bărbat foarte capabil și determinat. Capricorn. Puteți câștiga prietenia unui bărbat mai ambițios, puternic și viteaz. Totodată, în această perioadă, vă puteți aduce la îndeplinire un ideal important pentru voi. Vărsător. Astele vă relevă o zi de mare succes când vine vorba de carieră. Veți fi chiar foarte prețuiți și admirați de către public pentru meritele și reușitele voastre. Pești. Astele vă prezintă mult mai puternici și rezistenți sub raport mental-intelectual. Mai puteți primi și o veste majoră despre să de la un bărbat mai bine cotat, social, de pe meleaguri străine. Duminică. Unghiul astral reprezentativ este oferit de trigonul lunii de pe vărsător cu planeta Venus de pe balanță. Acest aspect celest ne vorbește de frumusețe, eleganță și armonie. Berbec. Puteți câștiga prietenia unei femei mai mature. În viața maritală veți resimți foarte multe tandrețe, afecțiune și prețuire. Relațiile cu cei din jur vor fi, în general, fructuoase. Taur. Veți fi ceva mai popular și bine văzut de către societate. Veți obține unele reușite frumoase în planul carierei. Vi se mai înfățișează și o probabilă remediere în ceea ce ține sănătate. Gemeni. Puteți primi o veste fericită despre sau de la o femeie mai înătate de la mare depărtare. Aveți o zi deosebit de fastă și pentru călătorii mai lungi. Totodată, în viața romantică, veți realiza unele cuceriri fantastice. Rac. Astele vă relevă cumva mai echilibrați sub raport afectiv lăuntric. Este un moment bun și pentru a face unele schimbări estetice în casă. Veți relaționa fantastic de bine cu o femeie mai tânără din familie. Leu. Veți avea o zi destul de favorabilă în planul cuplului. Veți fi și mai pozitiv în judecată și veți comunica într-un mod mai delicat și afectuos. Aveți o zi fastă și pentru studiu și drumuri. Fecioară. Puteți resimți o îmbunătățire în ceea ce ține sănătate.
raporturile cu colegele mai mature de la job vor fi în general pozitive. Asta le vă mai preconizează și un minunat succes financiar. Balanță. Veți avea parte de o zi plăcută în viața sentimentală. Este o zi prielnică pentru acele doamne ale zodiei ce își doresc un copil. Vă veți arăta și cumva mai afectivi, romantici și gentili. Scorpion. Vi se preconizează o bună înțelegere cu membrii familiei. Puteți avea parte și de o discretă escapadă sentimentală. Divinitatea sau doar soarta vă va ocroti de rele într-un mod cumva mai evident. Săgetător. Veți comunica într-un mod mai sensibil, empatic și afectiv. Vi se mai relevă și o zi cu spor la drumuri scurte. Puteți câștiga și prietenia unei femei foarte frumoase, tinere și elegante. Capricorn. Veți avea parte de spor la bani. Vă puteți descoperi și unele talente cumva mai gentile, artistice. Vi se mai relevă chiar și o potențială avansare în carieră. Vărsător. Aștrii zilei vă arată mai afectivi, romantici și protectivi. Puteți primi și o veste pozitivă de la sau despre o femeie mai tânără de pe meleaguri îndepărtate. Aveți o zi fastă și pentru studiu, evaluări și călătorii în străinătate. Pești. Veți fi mai intuitivi, creativi și imaginativi. Totodată, astfel vă relevă și mai sensibili și mai receptivi la suferințele și necazurile celor din jur. Puteți fi și beneficiarii unui ajutor financiar semnificativ. Dragii mei, cam acestea au fost în mare ca și interpretare aspectele celeste astrologice pentru săptămâna luni 13, duminică 19 noiembrie 2023. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru interes și să nu uitați că întotdeauna astrele doar predispun, dar omul dispune. Vă mulțumesc din nou, doar de bine, la revedere!